Și sunt unul dintre fondatorii fața 3D. Ce pot să spun eu? Până la fațade am mai avut foarte multe provocări, multe încercări, ca orice, în tot timpul mă gândeam ceva să fac, să cumva, dar din păcate tot a fost așa, fără rezultat, cum s-ar spune. Dar cineva dacă crede că m-am apucat de fața de a mers deodată tot bine, nu că nu e așa cum se vede pe Facebook și pe rețelele de socializare. Am avut foarte multe încercări și la țară, și cu cartofi, și cu ceapă, și cu viței, și tare, tare multe. Și au fost fără succes. Tot ce, trebuia să fac era chiar sub nasul meu. Adică eu lucram în fațade, lucram cu tatăl meu, da? Și pe alătrea mai făceam și astea, cu cartofi, cu viței. Am avut și 30 de viței am cumpărat. Într-o lună de zile am construit un angar. Și am dus, am, am început, cumpăram lapte și le, Adică într-o lună, două am înțeles că să duc mai mulți bani decât ar să fie. Și la un moment dat mi-am dat seama că ce trebuie să fac este și și pot eu mai bine. Că fața de tot am învățat, de la zero am învățat, adică am, am început să fac, să fac adezivuri pentru mie ăștia și pe urmă am învățat de la zero. Și încet, încet am învățat toate lucrurile astea.